să vină la final să o ia. Oricum sunteți mai mulți care aveți nevoie de cheie, cheia spre împărăție. O să vă chem și pe voi la final. Fapte, capitolul 8, de la 26 la 40. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înainte celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată. Cu cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre un altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stia carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit pe cei care aveți locuri să le ocupați. Cei care nu aveți locuri, să nu uitați că la meciuri pentru un Dumnezeu mort, aia stau în picioare. Voi stați pentru Dumnezeu viu. Și stau și eu împreună cu voi. Înainte să încep predica, am două rugăminți. Copiii să nu mai fac gălăgie. Dacă copiii fac gălăgie, să pune muzică pe fundal. Nu pot să predic dacă copiii fac gălăgie. Și doi, ultimul rând de acolo din spate, sau de predicat spate. Bun, am predicat recent, la final nu am spus auzit nimic. Dacă eu predic și voi n-auziți, e vina noastră. Dacă eu predic și voi auziți și nu faceți, e vina voastră. Domnul să vă binecuvinteze. Iubiții mei, în seara aceasta, mă uit și la ceas, să ajung și acasă. Mă uit și la voi, mă uit și la vreme, în curând se face frig. Nu vreau să vă spun că în iad o să fie cald. Ceea ce vreau să vă spun este că dacă ai venit în seara asta aici, fără Dumnezeu, fără Iisus, fără mântuire și pleci acasă cu Dumnezeu, ai câștigat cel mai mare lucru din viața ta. Ceea ce v-am citit este istoria unui om de culoare, a unui negru, un om care mișcă inima lui Dumnezeu prin căutare. Dacă acest copil are părinți, vă rog să vină să-l ia. Îngerii intră în acțiune și un evanghelist de elită este pus pe drumuri pentru un negru. Pentru un negru. Famenul, iubiții mei, despre care v-am citit, a înțeles că viața e mai mult decât bani. Era ministru de finanțe. Omul acesta împărțea bugetul la sănătate, la armată. Avea bani destui. Mulți, dacă l-ați fi cunoscut, ați fi dorit să aveți banii lui. Omul acesta financiar era realizat. Din punct de vedere politic era realizat. Avea o funcție extraordinar de mare și de importantă. Din punct de vedere material, probabil că era realizat. Dacă avea bani și ținea lanțurile de pe gâtul împărătesei Candace și inelele ei de aur de la mână, probabil că au avut bani să-și cumpere vină cu vilă cu piscină. Probabil că au avut bani să meargă în concediu unde și-o dorim. Și totuși, într-o zi, omul acesta a înțeles că ceva lipsește. Dacă mă doare ceva pentru câțiva dintre voi de aici și nu sunteți puțini, este că încă n-ați înțeles că ceva vă lipsește. Am văzut familii care s-au certat și el a zis: dacă se cumpără o mobilă, poate să ne împăcăm. Am văzut oameni care nu s-au înțeles și au ajuns în tribunal și au zis: dacă vine topograful și măsoară pământul, o să fie rezolvată problema. Nu e rezolvată.
Iubiții mei, noi suntem împărțiți în mai multe compartimente, materialul, socialul, familial, spiritual. Și aș putea continua. Eu dacă mă cer cu soția mea, n-am nevoie de pireu și n-am nevoie de mobilă nouă și ea are nevoie de o poșetă cadou. În momentul când în familie s-a rupt ceva, cu materialul nu poți să rezolvi problema familială. În momentul când ție îți lipsește Dumnezeu, tu poți să alergi până la capătul lumii. Tu poți să le probezi pe toate. Am botezat oameni și la noi la biserică, nu de mult. Și mi-au spus, le-am încercat pe toate. În afară de crimă le-am făcut pe toate. În loc să fiu măcar un pic mai fericit, îs mai gol. Îs mai disperat, îs mai distrus. Iubiții mei, omul acesta a înțeles că banii nu rezolvă problema mântuirii. Omul acesta a înțeles că funcția politică nu ți rezolvă intrarea în cer. Nu știu pentru ce ai venit în seara asta aici. Dar vreau să vă spun 5 motive sau 5 lucruri care îi lipseau la famine și care poate îți lipsesc și ție. Și în seara asta, prin prezența Domnului aici, El îți poate suplini lipsa pe care o ai. Slăviți să fie numele Lui. Iubiții mei, omul acesta o înțeles și scrie în Marcu 8:36. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Putea într-o zi să meargă la împărăteasă Candace și să zică, mai punem 1.000 de euro la salariu. Poate că o să fiu satisfăcut. Putea într-o zi să zică, mă duc să vorbesc cu o firmă de imobiliare. Să mai cumpăr un teren. Poate că o să fiu satisfăcut. Și totuși nu a făcut lucrul ăsta. Știți ce a făcut? A mers să se întâlnească cu Dumnezeu. Știți ce lipsește în primul rând în viața famenului, ce lipsea și lipsește și în viața ta? Lipsește unul, închinare. Închinare. Biblia spune, iubiții mei, că omul acesta a auzit de un templu la Ierusalim, de oameni care merg la închinare. Probabil că o fi încercat și la templele din Etiopia. Probabil că s-o fi închinat înaintea zeilor și nu simțit nimic alinat. Că un zeu mort nu te poate împlini pe tine care ești viu și care ai nevoie de prezența Creatorului tău în inima ta. Slăviți să fie numele Lui. Au încercat omul ăsta multe, multe lucruri și totuși nu a reușit. Știți că dacă trăim o vreme grea astăzi în România și în Europa este faptul că tot mai puțini oameni vin la biserică? Trebuie să le faci anunț special, trebuie să faci banner, să anunți cu 3 săptămâni înainte, nu cumva să fie plecați la mici și la grătare. Știți că în Europa au început să se închide tot mai multe biserici? În Germania s-au desființat în ultimii 10 ani peste 500 de biserici. În Danemarca 200 s-au desființat recent. Biserica anglicană renunță la 20 de biserici pe an. În Olanda peste 1000 de biserici catolice și 700 protestante ar urma să fie închise în următorii 10 ani. Am prieteni care lucrează în Anglia și mi-au spus recent, am transformat biserică în club. Am transformat biserică în magazin mixt, am transformat biserică în hotel. Pentru că, iubiții mei, atunci când voi nu mai veniți și eu nu mai merg la biserică, biserica aia nu mai are nicio valoare. Noi îi dăm valoare, să știți. Prin faptul că ne închinăm și că mergem acolo. Eu știu că în seara asta sunteți mulți, dar adevărații oameni se vor vedea mâine dimineață, duminica cealaltă dimineață, când nu o să mai aveți musafiri, dar Dumnezeu va rămâne prezent mai departe. Înțelegeți ce spun astăzi? Asta e problema noastră, că nu mai vin oameni la biserică. Nis pușcăriile pline și bisericile goale, nis barurile pline. N-ar trebui să fie invers. Să se închide pușcăriile. Iubiți-mi, ascultați-mă, când bisericile vor fi pline, pușcăriile se vor închide. N-ar rost să le ții deschise dacă nu mai au oameni acolo, nu? Vor da faliment birturile și discotecile, cluburile de la Mamaia, Antoldul de la Cluj o să se închide într-o zi. Știți cum? Dacă noi o să ne pocăim și o să ne apropiem de Dumnezeu. Asta ne lipsește nouă astăzi, închinare. Îmi place de omul ăsta, de negru ăsta. O mărs fizic la templu, nu trimis pe altcineva. O înțeles că închinarea e personală. Puteți să zică, uite aici 1000 de euro, uite aici 1 kilogram de aur. Du-te și spune și pentru mine rugăciune. Foarte mulți oameni îi trimit pe alții la biserică să meargă în locul lor. Iubiții mei, omul ăsta a înțeles că nu există închinare fără biserică. Există o dăiță. Există rugăciune și acasă.
Dar închinarea nu poți să o separi de biserică. Că am întâlnit mulți care spun, auzi, eu sunt creștin, domnul pastor, dar numai la Paștul la Crăciun mă duc la biserică. Eu vreau să vă pun o întrebare. Voi mă credeți că eu sunt surat dacă vă spun că la Paștul la Crăciun mă duc la devă în familie, așa-i? Că asta nu înțeleg. Ne mai întreabă unii, mă, nu vă înțeleg. Toată ziua la biserică, duminică program, marți rugăciune, joi servici divin. E ca și cum eu vă spun, eu te înțeleg, toată ziua mergi acasă în familie când ești la lucru. De ce nu mergi în concediu 4 luni de zile să o lași pe nevastă cu prunci acolo să vadă de treaba ei? Iubiții mei, eu am făcut legământ cu două persoane în viața asta. La 17 ani cu Dumnezeu și la 24 cu nevastă mea. Pentru aia mă duc acasă și pentru aia mă duc la biserică. Dacă strungariul nu vin duminica viitoare, eu tot mă duc la biserică. Dacă nu vine antivocanul săptămâna viitoare, eu tot mă duc la biserică. Pentru că vine Domnul. Eu cu El am făcut legământ. Înțelegi ce spun astăzi? Foarte mulți vă întrebați, bă, oare cine vine? Ce mesaj special aveți? Ce predicator special? Ăsta n-avea YouTube să iasă mai ieftin. Nici transmisie live. Noi am băgat YouTube pentru ea bolnav. Știți ce am pățit? Bolnavii vin la biserică să nu și stau acasă. Asta am pățit. Avem multe scuze astăzi. Mă zice, e prea cald în biserică. Am băgat aer condiționat și m-am dus la biserică la noi și am găsit pe oameni pe hol. O zice, mă, doresc poatele de la aer. După ce am băgat nu știu câte mii de euro la aer condiționat. Nici cum nu-i mulțumesc, pentru că avem prea mulți care se scuză în loc să se închine. E prea departe biserica, spune. Dacă ar fi mai aproape, biserica ar fi super. Dar ăștia care mor la căpșuni în Spania, 3 zile și 3 nopți, nu-i departe. Pentru 1000 de euro în plus, pentru 500 de euro în plus. Că nu salarii mari nici acolo, că am fost și m-am interesat. Deci merg 3 nopți și 3 zile cu autocarul și nu-i departe. Și trebuie să vii un kilometru bun la biserică și spui că e departe. O să vezi ce aproape iadul. O să vezi. Iubiții mei, omul ăsta o să ne fie mărturie ziua judecății. 4.000 de kilometri a făcut omul ăsta. 4.000! Nu cu Audi, nu cu Mercedes. Auzi, cu perne cu aer. Cu aer condiționat pus pe auto. 29 de grade, zice. Nu cumva să pui 23, că mai da durerea de cap. Să fie bine. Omul ăsta cu căruța, 4.000 de kilometri de o parte, 4.000 de kilometri înapoi. Spuneți-mi mie, vă rog, în ziua judecății, cine se va putea scuza în fața acestui om? Nimeni! Matei 22 cu 12. Omul acela a amuțit. Și tu vei amuți. Și eu voi amuți. Că n-avem scuze. Îmi place de omul ăsta. Era dornic să se închine. Vreți să vă spun o veste șoc? Când au ajuns la templu, nu i-a dat voie să intre în templu. Dar unde scrie, frate Cristi? În Deuteronom 23 cu 1. Famenul nu are voie în templu. Ca și cum voi ați venit acum seara la biserică și un frate păstor pe drum v-ați venit doar acasă. N-ai voie, zice. N-ai voie. Ai fi spus, bă, cred că și-mi plăstă mai pe ăștia. Putea să-mi jure asta. 4.000 de kilometri. Dar trebuia să-mi spune înainte să mă pornesc. Acolo în stradă o stat, la ușă. Acolo în stradă, la ușă, s-a plecat genunchiul. S-a coborât Dumnezeu în viața lui. Slăvit să fie Domnul. Asta îmi place. O venit cu toată inima. O închinare adevărată, o închinare autentică. O rugăciune cu smerenie. Am botezat la biserică acum 3 săptămâni, 17 oameni. Vă spun doar despre doi dintre ei. Cristi s-a rugat 14 ani pentru maică-sa. 14 ani pentru maică-sa. Am făcut chemare acum vreo 2 luni la biserică și a venit mama lui Cristi în față. Cristi e în Piatra Neamț și m-a scris mesajul, frate Cristi, în seara asta rugăciunile mele au fost ascultate. De 14 ani mă închin. De 14 ani mă plec pe genunchi și Dumnezeu m-a ascultat. Am botezat acum 3 săptămâni. Un alt caz e exact invers. Un frate ultimul pe care l-am botezat pe Ovidiu în apa botezului mi-a zis la mărturisire înainte să-l botezăm cu câteva zile, frate Cristi, se împlinesc 22 de ani de când am plecat de acasă. De când m-am dus și am început cu băuturile, cu femeile, cu drogurile, cu șepticul, cu biliardul, cu toate prostiile astea, cu pariuri sportive. Frate Cristi, am o mamă care de 22 de ani se închină în fiecare zi. Care de 2-3 ori pe săptămână nu mănâncă. Astăzi o să-i fac o bucurie mare, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Iubiții mei, vreau să vă spun în această seară, dacă ai venit să te închini, este aici un Dumnezeu care îți primește închinare. Dacă ai venit să faci selfie cu selfie, o să mergi în iad.
Dacă ai venit să faci poze cu nu știu cine, cu poza o să rămâi. Dacă ai venit pentru predică și pentru Dumnezeu, o să-L găsești pe El. Doi. Mai lipsea ceva din viața familiei. Știți ce mai lipsea? Cartea Sfântă. Cartea Sfântă. Au văzut că nu-i dă voie să intre în templu. Erau acolo mese, tot felul cu suluri de cărți. Deuteronomul, Leviticul, Numeri, Geneza, Isaia, Ezechiel. L-au văzut ăștia cu aur pe el, probabil. L-au văzut bine îmbrăcat. Căruță, ultimul tip. Dă-ți să împins în el, să cumpere ceva, să ia ceva. Putea să-și ia multe din Ierusalim. Știți ce și-a luat? Cartea lui Isaia. Iubiții mei, omul ăsta nu a plecat de la templu mirat de program. Bă, dar ce cântă corul vostru, ce frumos cântă tinerii. Bă, dar ce figuri faceți pe acordeon. Dar ce stație faină aveți. Nu. De prea multe ori de la bisericile noastre, oamenii pleacă impresionați în loc să plece transformați. Asta e problema. Ar trebui să plece schimbați, nu impresionați. Știți? Dar poate și noi suntem de vine, că dacă pune în nemici mesajul, cum să vă cer să vă miște pe voi? Cum să vă cer? Cu ce să te întorci acasă în seara asta? Cu un doar consiliu? Iubiții mei, templul ăla la care familia ăsta a mers, cu câteva săptămâni înainte, cu câteva luni înainte, a fost numit de Iisus așa, peșteră de tâlhară. Știți asta? Dar nu pentru toți! Pentru comercianți, pentru businessmen, pentru politicieni, pentru aia care făceau afaceri în templu, au zis, Domnul, pentru voi peșteră de tâlhară. Și puteți să zică familia, nu, bă, dacă așa au zis, Doamne, nu vin să mă închem. Nu, să vin să mă închem. Ascultă-mă. Pentru unii, biserica e drum spre iad. Pentru alții, biserica e drum spre cer. Biserica e aceeași. Depinde pentru ce vii. La peștera aia de tâlhar, omul ăsta, famenul ăsta, bogatul ăsta, o venit să-L găsească pe Iisus și vă dau o veste bună. L-o găsit. Știți cum se întorc mulți la biserică? Cu bârfă. Cu nemulțumire. A fost prea lung. Dacă ține meciul în România, nu știu cu cine, 3 ore, 4 ore, nu spune că e lung. Dacă te ai de aici depășit pe ăsta nouă, te ferească Doamne. Nu? Cu ce o să pleci acasă în seara asta? Iubiții mei, n-ai cum să îl iubești pe Dumnezeu dacă nu citești cartea pe care Dumnezeu a scris-o. Dacă va încerca ceva diavolul în viața asta, mai ales pe voi tineri, ascultați-mă bine. Sunteți generația cu cele mai multe divorțuri. Sunteți generația cu cele mai multe distrugeri în familie. Pentru că social media, dacă nu-l folosești cum trebuie, îți va distruge viața. Diavolul îți va da orice să te țină departe de Scriptură. Netflix, ziare, pescuit, servici, ce vreți voi. Orice. Numai să te țină departe de Scriptură. Cum stai cu Biblia? Cum stai cu Scriptură? Iubiți-mă, dacă mă oprește poliția, că am călcat linia continuă, deși încerc să nu o calc, că mi-a permisul și 3 luni să mă anulez toate misiunile. Rămâne, nu vine nimeni cu mine 8 misiuni pe weekend. Dacă cală linia continuă și poliția mă oprește și eu spun, domnul polițist, eu n-am știu că e infracțiune lucrul ăsta. Ce spune? Scuze-mă, domnul pastor, am greșit că v-am oprit. Așa spune? Nu. Zice, există lege. Dacă tu ai stat pe TikTok în loc să citești lege, e treaba ta. Ce o să spui în ziua judecății? Știți că până în anul 1688, în România, Biblia era predicată în slavonă și în latină? Știți că 99% dintre români mereau la biserică și nu înțelegeau o bobă. Nu adăteau în cap și amin, dar nu știau nimic. Dar erau mai pocăiți ca și mulți dintre noi de aici. Erau, aveau o frică de Domnul. Astăzi ai Biblia în limba română. Ai Biblia pe resurse creștine, ai Biblia pe YouTube, ai Biblia pe internet, ai pe telefon. Știi unde nu ai încă? În inimă. Mă rog în seara asta să o bagi în inimă. Amin. Avem Biblia. Am putea să o citim. La noi în Hunedoara a murit un frate, acum 3 luni de zile. Un om al lui Dumnezeu. În ziua mormântării s-a aflat ceva interesant despre el. Apropo, ce se va afla în ziua mormântării tale? Că desculat din sticlu să-i contrazici pe ăștia care află ceva nu pune, nu se poți să faci. Ce se va afla despre tine când vei muri? Ce fain ar fi să se afle faptele bune făcute în ascuns. Aia ar fi tare frumos. Despre omul ăsta s-a aflat la noi în județ când a murit. Știți ce? Că până la 45 de ani o citit Biblia doar de 2 ore. Era ocupat, cum sunt și eu și dumitale. La 45 de ani ajunge în spital, la un pas de moarte și spune, Doamne, dacă mă scoți de aici, o să-mi schimb viața. Nu o să mai citesc Biblia numai când am bacul.
Nu o să mai citesc Biblia numai când am probleme. O să citesc Biblia în fiecare zi. În ziua mormântării lui, la 72 de ani, s-a aflat că a citit Biblia de 157 de ori. Nu doar o citit-o, o și trăit-o. Oricum, cine citește Biblia de 157 de ori, numai dacă o trăiește, poate să facă lucrul ăsta. Acum eu vă pun o întrebare. În ziua judecății, când Dumnezeu îl va ridica, că eu sunt sigur că îl va ridica în picioare pe omul ăsta. Și îl va întreba de câte ori ai citit Biblia și te va întreba pe tine. Ce o să spui? Că el a avut tot 24 de ore ca și noi în zi, nu? Și în noapte, nu? Nu a fost la el ziua de 72 de ore și la mine de 12. La fel a fost timp. Știi ce a fost diferit? Prioritățile. Prioritățile. Iubiții mei, am observat un lucru. Când copiii sunt mici, în loc să le dăm Biblia, le dăm telefoane. Le dăm telefoane. Când sunt mari și fac prostii și ajung în închisoare, ăștia le iau telefoanele la pușcărie și le dau Biblia. Eu am pățit și știu ce vorbesc. Am fost în închisoare să predic. Știți ce mi-a spus? Domnul pastor, telefoanele aici, zice, cu Biblia aveți voie. Cu Biblia aveți voie. Dar nici cine intră, nici cine iasă, nu are voie cu telefon. Nu vrei să faci altceva. Că dacă le-am dat la prunci Biblia când îți mici, știți? Nu le-ar mai lua nimeni niciodată. Dacă le-am dat la copiii noștri Biblia, nu ar mai fi nevoie să meargă în închisoare, să o învețe. Știți? Ia mi-a zis băiatul meu, a împlinit 7 ani anul trecut și a zis, tati, vreau să-mi faci un cadou. M-am și speriat, număram banii cu soția, cine știe ce-mi cere? Mașină, cine știe ce vrea să ne-aia până curte și nu știu ce prostii. Tu zis, tati, vreau să-mi faci un cadou. Și am zis, ce cadou vrei? Vreau o Biblie, zice. Am uitat la tine că predici Evanghelie și o trăiești. Vreau și eu să fiu predicat. Și am zis, Ianis, n-ai cum să fii predicator dacă nu citești Biblia. Și am zis, dacă vreți să citești, cumpără o Biblie. O venit fan curierul. Cea mai frumoasă zi de anul trecut. O venit fan curierul. Și mi-a dus Biblia. Am cumpărat-o pe internet. O desfăcut-o frumos și a zis, tati, ce scrii pe Biblie? Și am zis cuvintele lui Moody. Cartea asta te va îndepărta de păcat. Sau păcatul te va îndepărta de cartea asta. Îl văd în fiecare zi când se trezește. Ia Biblia și citește. Azi nu l-am adus cu mine în misiune. Avem ceva neamuri acasă și ajută pe soție și a fost mai ușor. Dacă mă duc în misiune cu el, îmi spune, David, ce predică bagi în seara asta? Bagă pe aia cu tine Luca și 16 cu bogatul, zice. Tu știi unde se află bogatul și Lazar? Cu Biblia. Voi nu vă dați seama ce vrem ori trăim, să știți. Mi se vor lua în curând Biblia, să vedeți. În 1960, Marilyn Murray, președinta mișcării ateiștilor americani, a depus o plângere la tribunal împotriva școlii din America, unde fiul ei, William, era elev. A acuzat școala că îl obligă pe William să participe la ora de citire a Bibliei și de rostit Tatăl nostru. Judecătorul, ca să nu creeze un precedent, a respins cazul ei pentru că și-a dat seama că scopul acestei mișcări este să scoată religia din școli. Fac o paranteză. Tineri, de unde cluniți când cluniți de la școală? Știți, nu? De la relic, zice pe cam. De la relic. Femeia nu s-a abătută și cu avocația a mers la Curtea Supremă în 1963. Care cu o majoritate covârșitoare de 8-1 i-a dat dreptate, interzicând obligativitatea elevilor din școli la citirea Bibliei sau la recitarea unor texte din ea. Fiți atenți acum! După 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi obligatoriu în fiecare școală publică din America, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. Din 1963, niciun profesor din America nu mai are voie să oblige pe un copil să citească Biblia. Știați asta? Ce le-a rămas când a plecat Biblia din școală? Vă întreb, ce le-a rămas? Câți au murit în Texas acum recent? Știi, vine-o să spună. 19 copii, 2 profesori. Ne-a rămas armele, ne-a rămas țigările prin băceuri. Nu mai continui, că știi ce le-a rămas. Ne-a rămas copii care aruncă cu cred după profesori. Ne-a rămas copii care înjură de mamă. Ne-a rămas fete care trăiesc în concubinaj de la 13-14 ani. Îmi spunea sora mea de clasa 4-a, toți colegii mei în liceu creștin din România au pornografie pe telefon. Clasa 4. Asta nu a rămas.
scoate Biblia din viața unui om, din viața unei națiuni, din viața unei școli și poporul ăla mere spre iad. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, vreau din nou să iau cuvântul Tău. Iubiții mei, uitați-vă la famenul ăsta. Nimeni dintre voi, deși m-aș bucura să n-am dreptate, nu o să facă ce-a făcut famenul ăsta. S-a urcat în car și a zis, pornim spre Etiopia. Dar au zis către ăla care era la car, mi-a în ce, zice, că eu mă apuc să citesc Biblia, zice. Și s-a apucat. Care dintre voi, când o să vă urcați în mașină pe stică, o să zici, mă, mere încerc, vreau să citesc. Așa a făcut famenul. Și acum vă mai mire că Dumnezeu mișcă îngeri și evangheliști pentru nou? Pentru nou? O citit Isaia 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. O ajuns la 5, 3 și nu înțelegi nimic. Nimic. Dacă citești și nu înțelegi, Dumnezeu va trimite oameni de la distanță să te explice. Mai departe sau de aproape. Dacă nu citești, Dumnezeu nu va trimite oameni să te citească în locul tău. Știți ce mi se pare interesant? Că Dumnezeu nu l-a trimis pe Filip decât după ce famenul s-a întors de la Ierusalim. După ce a început să citească, după ce s-a închinat. Putea să zic că Dumnezeu, auzi, întâmpină-l. Acolo a intrat în Ierusalim. Nu? Să aibă coloana specială cu girofar. Nu. O zis Dumnezeu, stau și aștept că la biserică măr mulți. Numai că nu vin cu ce trebuie de acolo. O zis, stau să văd ce face famenul la templu. S-a plecat pe genunchi. Și probabil că o zis ca și vameșul. Că sunt păcătos, Doamne. O plecat cu Biblia. Putea să plece cu altceva, nu? O, câți tineri pleacă cu numărul de telefon a unui băiat sau unei fete. O, câți au venit numai pentru asta și în seara asta. N-ai venit cumva pentru Iisus? N-ai venit cumva pentru cuvântul Lui? Vă mai spun ceva ce îmi place la famenul ăsta. Că o să vedeți, până nu dai jos mândria de pe tine, nu o să ai acces în cer. Vine Filip transpirat, obosit. O fugi să ajungă un car. Gândiți-vă cum arată un om cu părul vâlvoi, cu transpirație pe față, cu hainele ude pe el, plin de praf. Zice, șeful, domnul, zice, numai puțin. Aveți habar ce știți pe acolo? Ce ai fi să sunt locul lui dacă erai ministru de finanță? Băi, nemernicule, dar tu știi cine sunt eu? Dar tu știi cu cine vorbești? Că îi mai întreabă unii pe polițiști când îi oprește poliția. Tu știi cine-s eu? Ar trebui să le zică pe dată, nu știi? Tu nu știi? Ești un bulgăr de pe mână, asta e. Ce ești? Un abur care piere. O zis famenul către ei, nici nu știa că ăsta e marele evanghelist al Samariei. Nu. S-a uitat și zis, domnule, nu înțeleg nimic. Cum aș putea să înțeleg? Știți ce spune Biblia? Celor smeriți, domnule, de har. Ia cartea asta acasă. Am stat de vorbă cu zeci de familii care au divorțat. Niciuna nu mi-a spus. Am divorțat că am citit prea mult Biblia. Am divorțat că m-am dus la biserică. Știți ce mi-a spus? Am divorțat. Avem de toate. Mașină, aer condiționat, servici, tot ce vrei avem. Nu ne mai înțelegem. Când nu mai ai pe Domnul păcii în familie, nu mai există pace. E logic, nu? E logic. 3. Mai lipsea ceva. Știți ce mai lipsea în viața acestui om? Lipsea credință. Credință. Îi spune Filip, dacă crezi din toată inima, putem face botezul. Dar auzi, a zis Filip, auzi, nu numai o cruce, știi? M-a întrebat cineva de ce nu fac cruce. I-am spus că îmi fac alții cruce pentru aia. În fiecare zi îmi fac alții cruce. Înțeles? Dacă crezi, dar să crezi din toată inima. A crede din toată inima înseamnă că ești mișcat când Dumnezeu îți vorbește. Nu stai pe telefon două ore, nu? Iubiții mei, nu credința ne lipsește. Nu ne lipsește credința aia din toată inima. Că de crezut și hoțul crede, nu? Crede că nu-l prinde poliția, pentru aia merge la furat, că dacă crede că-l prinde, n-ar merge la furat. Știți că și hoțul se închină și face ruce, Doamne, fă să nu mă prindă. Și hoțul crede și se închină. Iubiții mei, Biblia asta pe care o citesc spune așa, și draci, și demonii cred și se învioară. Știți că sunt demoni mai credincioși ca și mulți români? O zis Biblia asta și spune, bă, dracii când aud predica, să ridică părul pe ei. Noi stăm pe telefon. Mai trează mult de ce?
Am o provocare pentru voi. Nu-i lăsați pe demonul să vă depășească. Nu-i lăsați. Ei ascultă, se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Eu ascult, mă înfior, plâng, mă pocăiesc și mă duc acasă schimbat în seara asta. Amin? Ai credința asta din inimă? Toți spun că au fost acum recensământul, nu? 90% creștini. Dar nu mai sunt loc în pușcării, dar suntem creștini. La fiecare 50 minute în România are loc un avort. Știați asta? O crimă. La fiecare 50 minute are loc o crimă. Ne-am ucis 24 de milioane de prunci. Din 60 până astăzi. Ce s-au numărat avorturile, ce s-au făcut așa pe lângă, prunește. Ne mai întreabă pe noi păstorii mulți. Auzi, dar de ce nu mai este un Moise, un Daniel? De ce nu mai avem medici creștini? De ce nu mai avem judecători creștini? De ce nu mai avem pastori creștini? Și de ce? Pare că i-am ucis. Ați gândit la lucrul ăsta? Mi-a trimis Dumnezeu, dar i-am ucis. Nu ne-a trebuit responsabilități. Nu ne-a trebuit familie, nu? Iubiții mei, eu nu vă întreb în seara asta ce religie aveți. Eu vreau să vă spun că se vede pe viața voastră dacă credeți în rai sau în ea. Se vede. Păi eu dacă cred că mă duc mâine în America, deși nu mă duc, dar luăm să plec în Germania la slujire cu familia. 10 zile. Soția mea, acum am sunat-o mai înainte, am zis, ce faci? Ce mai faci? Nu zici că mănânc semințe. Stau la cafea. O zis, fac bagaje, de 20 de bagaje fac. Și de ce? Că știe că o să plecăm luni. Ascultă-mă, vine ziua când trebuie să plecăm. Ultima trâmbiță a lui Dumnezeu va suna și ne vom lua zborul spre cer. Vine ziua plecării. Dacă crezi că Domnul va veni, nu lași pregătirea pentru ultimele minute. Aveți aeroport la Oradea, am zburat de acolo. Aveți la, avem la Timișoara, am zburat și de acolo. Nu există avion în lumea asta care să se ia după Cristi Boariu. Că avionul nu se uită la câte vizualizări am pe internet și nu le interesează după locul ăsta. Câte like-uri, câte comentarii. Nu asta contează. Avem ani de zile în care să ne pregătim. Dar este o zi a plecării, când se cere în Biblie să fiți gata. Ascultă-mă ce spun. Eu nu pe aeroport, pe pistă, încalc cămașa cu soția. Eu nu pun haine la spălat. Nu vin cu Samsung, cu cămașa de spălat Samsung și dau drumul la Lenore acolo, pe pistă. Nu. A fost o vreme când trebuie să te pregătești. Vine ziua când trebuie să fii gata. Problema care e? Noi nu ne pregătim când avem timp și când suntem în spital, urlăm la doctor. Faceți ceva, Domnul, zice că mor aici! Faceți ceva! Și doctorii spun, Domnule, dar viața nu e mai noastră. Știm de ce ești disperat atunci? Că nu ești gata. Nu ești gata. Spunea o cântare, ești pregătit să zbori. Verișorul meu, la Chirbiș, la Oaie Județ, a murit la 28 de ani anul trecut. Unchiul meu la 48 de ani, la Chirbiș, a murit anul trecut. Vine ziua când și tu pleci și vine ziua când și eu plec. Ești gata? Păi dacă ai credință care e adevărată, nu te sperii, nu? Eu nu m-am speriat de ziua anunții. Nici soția. Și când m-aș fi speriat, dacă mai umblam cu 10 fete înainte, m-aș fi speriat. Bă, dacă vine aia la luntă să mă prinde aici. Nu. Nu. Știu că m-am păstrat curat, m-am căsătorit, n-am nicio... Păi dacă m-am pregătit pentru cer, mi-e frică de să să-l văd pe cel care m-a chemat la oaste? Poate îți lipsește credința. Cere azi Domnului să-ți dea credință. Fiți atenți. Era bogat uniat. Aseară la Huedin am predicat despre bogat și sărac. Era bogat uniat. Se uită la Lazar și vă spun ceva ce n-am văzut până acum în Biblie. Numai săptămâna trecută am văzut. Părinte Avrame, trimite pe Lazar să-mi aducă apă, zice. Fiți atenți. Nu zici, trimite pe Lazar să îmi predice, să-mi facă boteză. Dar o zis așa, la frații mei nu le trebuie apă, la frații mei le trebuie pocăință. Atât înțelegeți ce spun? Oamenii care sunt iad, care au plecat, care sunt în locuința morților, care așteaptă judecata, ei sunt conștienți că pocăință dincolo nu se mai poate realiza. Tu ești conștient de asta? O spus bogatul, am acasă 5 frați. Când le spui de evangelizare, îți râd în față. Pentru ei Sfântul Petru e numai în bancuri, nu în Biblie. Atât. Bat jocul la păstor, la preot, ne bate în joc de pocăiți, ne bate în joc de fata aia care trăiește frumos, de băiatul ăla care vine cu Biblia. Am acasă 5 frați, zice, trimite pe Lazar să le adeverească. Adică ăștia nu cred în rai și în iad. Tu crezi? Nu te-am întrebat ce religie ai. Eu te întreb, crezi în rai și în iad? Că dacă crezi, se vede în ceea ce facem fiecare zi, nu?
4, mai lipsește ceva și mai lipsea ceva. Știți ce mai lipsea în viața acestui om? Botezul. Biblia spune că omul acesta s-a oprit și s-a botezat. Iubiții mei, Biblia spune în Matei 16:15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza. Credința vine în urma auzirii. Se întâmplă un proces interior. Îmi schimbă Dumnezeu mintea și viața. Botezul e un lucru public. Vin în fața la Roșia, vin în fața la Căbești, vin în fața la Sitan și spun așa. Mă vedeți de astăzi toți. M-am pocăit. Lipsea botezul și la voi, la unii dintre voi, lipsește botezul. Iubiții mei, mărturisirea trebuie să fie personală, conștientă, matură. Noi nu botezăm copii. Vreau să vă întreb, dacă are un băiat 10 ani sau 11 ani ca și fata mea mai mare, poate cumpăra o mașină în România? Nu poate? Atunci, cum puteți să credeți că poți cumpăra celor așa de săptămâni? Statul român, nu-ți vinde o casă, poți să ai 1.000.000 de euro. Nu-ți vinde o mașină pe numele tău, pentru că fata sau persoana respectivă nu-i matură încă. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu, treaba lui, așa scrie. Cine nu va fi osândit. În Fapte 17, ajunge Pavel la Atena și vede că oamenii aceia se închinau unui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau. Se închinau și ei. Și spune Pavel așa, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Iubiții mei, în timp ce Pavel predica, ăștia habar n-aveau că vremea de neștiință pentru ei se terminase exact în clipile acelea. Pentru toți cei prezenți de aici, ascultați-mă bine, de astăzi, vremea de neștiință se termină. Până acum ai putut spune, n-am știut, domnul pastor. N-am știut. Și au zis Dumnezeu, nu te judec pentru că n-ai știut. Dar de astăzi știi. Ce o să faci? O să mă pocăiesc? O să fac botezul și o să fiu o mărturie în ziua asta. Doamne, ajută-mă la asta. Ești o mărturie? Am fost la mormântare la altieri, la un frate aproape de satul nostru. Cantorul bisericii de la Ortodox. 40 de ani a fost cantor. Într-o zi merg la biserica ortodoxă și aud o voce. Nu-i locul tău aici. 1994. Și-a făcut slujba, s-a uitat în jur, a văzut că nu-i nimeni, a zis, bă, mi s-a părut mie. Duminica viitoare a venit la slujbă și a auzit din nou vocea. Nu-i locul tău aici. O mă stă acasă și zis, Doamne, unde e locul meu? Doamne, mai fă vocea aia să mai vorbească o dată. Și acolo în cameră a auzit, locul tău e la pocăiți. Din 1994, 2004, 2014, 2022, 28 de ani, omul ăsta a trăit cu Dumnezeu. S-a pocăit, a făcut botezul. Îmi spuneau frații Cristi la 90 de ani, 94 sau 97, nu mai știu exact vârsta și nu vreau să greșesc. Citea 4-5 ore pe zi Biblia. Îmi spunea diaconul care m-a chemat, diaconul bisericii de acolo, de la Bethia Mureșană, frate Cristi, când era cina, cu 3 zile înainte începea jertfa. Pe noi tineri ne întreabă cei mai mulți, auzi, dacă postezi de la 8 la 12 e suficient? Și ăsta la 94-97 de ani, lua 3 zile de post. Și spunea diaconul, dar tu ești bătrân, ești în vârstă, nu trebuie chiar așa mult. Și-a zis, frate, duminică mă întâlnesc cu Domnul la masă. Vreau să uit 3 zile de graj, de animale, de bani, de pensii, de toate. Și vreau să mă conectez la cer. Am uitat la Sitan pe telefon, am predicat la nuntă și am văzut că n-am semnal cu Orange. Ce fain ar fi să n-avem semnal decât cu cerul. N-ar fi frumos lucrul ăsta. Și în ultimul rând, iubiții mei, ne mai lipsește ceva. Știți ce ne mai lipsește? Bucuria. Bucurie. Spune Biblia, când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip. Mi se pare interesant că numai la întoarcere l-a răpit, nu? O zis, Domnul, vreau să văd dacă mare pentru un singur om. Și famenul nu l-a mai văzut. În seara asta Filip pleacă, cântăreții pleacă. Să știți. Musafirii, invitații, stații, toți pleacă. Până atunci au avut nevoie de Filip. Până te pocăiești, ai nevoie de slujitor. După aceea, Dumnezeu rămâne cu tine și în tine. Și spune Biblia aici ceva interesant. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Când a avut bani, era bucuros. Când a avut casă, era bucuros.
niciodată nu a fost plin de bucurie. N-ai vrea seara asta să mergi acasă plin de bucurie. Nu știu dacă ați văzut vreodată pe un om care e dus la pușcărie, care e condamnat la 10 sau 20 de ani. Vreau să vă întreb, dacă te apropii și bagi 1000 de euro în buzunar, să bucure? Se bucură sau nu? Dar n-are nevoie de bani omul ăla. Cel mai de preț lucru pe care un om îl are, libertatea. Când i s-o luat aia, 50 de miliarde de euro nu mai ajută cu nimica. Ce se cumpere în celulă? Omul ăla n-are nevoie de o casă nouă. Iubiții mei, cei mai mulți oameni merg spre iad și în plecarea lor spre iad spun, dacă mai iau ceva, dacă mai fac ceva, dacă mai pun mâna pe ceva, o să fiu fericit. Și nu ești fericit. O zici George Bernard Shaw, un om de știință. 60 de ani din viață am studiat musulmani, iudei, budiști. Am studiat toate religiile. Am ajuns la creștinism. Și după 60 de ani vreau să vă spun ceva. Dumnezeu există. Dar au zis omul ăsta, îmi pare rău că am irosit 60 de ani ca să ajung la concluzia asta, că Biblia mi-a spus de mult că Dumnezeu există. Câți ani din viața asta vei irosi ca să fii bucuros și nu o să găsești bucurie? Bucuria adevărată, au zis 3 ani după 17 ani din închisoare, e doar în jertfă și în iubire. Bucuria adevărată e pe genunchi. La 14 ani am primit Duhul Sfânt. Nu mai știu cât o dura rugăciunea, 2 sau 3 ore. Așa m-am bucurat. Când am mers acasă și-a văzut tatăl meu, care nu vine 13 ani cu noi la biserică, că vorbesc când alte limbi, au zis, și eu vin cu voi de acum. Vă mărturisesc înainte lui Dumnezeu, niciodată n-am mai mare bucurie decât când plâng la rugăciune și îl simt pe el aproape. Ai bucurie asta? Iubiții mei, ceva lipsește. Nu știu ce se lipsește ție din lucrurile astea. Uitați-vă la tânărul bogat, îi lipsea ceva. La Zacheu Dumnezeu nu i-a spus să vândă, la Avram nu i-a spus să vândă. Asta era legat. O zis, du-te și vine tot ce ai. Îți lipsește un singur lucru, de la săraci. Vine și urmează-mă. Și la tânărul bogat îi lipsea ceva. Când au auzit, au plecat întristat de tot. Famine au plecat plin de bucurie. Apropii de final, spunându-vă și întrebându-vă, ați găsit ceea ce vă lipsește? Nu mai continuăm pornografie. Nu mai continuăm curvie. Nu mai continuăm droguri, în tatuaje, în lucrurile astea. Crezând că dacă mai fac și aia o să fiu fericit. Nu. Păcatul îți ia tot mai mult și în final îți spune, ia-ți viață. Dumnezeu îți dă tot mai mult și în final îți spune, îți dau veșnicie. Ai găsit ceea ce îți lipsești? Știți că și din punct de vedere social, material, spiritual, și din punct de vedere omenesc, contează ceea ce le lipsește. Dacă îți lipsești o clasă la școală, nu te lasă să intri la bac. Îmi spunea un băiat pe care l-am botezat acum 3 săptămâni la noi, Frate Cristi, îmi lipsea un singur examen, nu mi-a dat voie să intru în licență. Am un vecin la noi pe stradă, o șotras curentul la el acasă, o vrut să-și tragă curentul. 6 luni de zile, Enelul nu i-a băgat curentul. Și când o mărși, o întrebat, o zis, de ce? Pentru că o foaie care îți lipsește. Crezi că poți să ajungi în cer când ceva îți lipsește? El a făcut Dumnezeu tot ce-o ținut de El. Mai trebuie să-mi fac eu parte. Ne apropiem de finalul istoriei, să știți. Ne apropiem de momentul când cortina se va trage. Va fi prea târziu ca în ziua morții să rezolvi problema care te apasă și ceea ce îți lipsește. Va fi prea târziu. N-ai vrea să arată să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vedeți noi când mergem la cineva la mormântare, auzim pe lângă Sibiu cum vorbesc oamenii. Auzi ce? Cât pământ a avut? Nu știu cât a avut, dar știu că acum are 2 metri și e suficient. Știți care e întrebarea mai importantă decât cât pământ are? Cât cer are? Cât cer are? Auzim acolo lângă Sibiu, auzi, dar de ce a murit? A avut COVID, diabet, ce a avut? Știți că există o întrebare mai importantă? Pentru ce-o trăit? Pentru ce-o trăit? C-o plimbat un pichinez toată ziua până raie? Asta pentru ce-o trăit? C-o avut iPhone 13, bucuros. Atât? Asta e tot? Pentru negru, a ajuns Evanghelia în Etiopia. Frați din Dumbrăveni, au plecat în recent în Etiopia. Știți din ce cauză? Că în urmă cu 2000 de ani, un famen.
s-au întors acasă și prin el au început evangelizarea în Etiopia. În seara asta, în biserica din care, în satul din care faci parte, poate începe evangelizarea prin tine. În familia din care faci parte, poate începe evangelizarea prin tine. Spunea Jim Elliot, nu este nesăbuit. Cel care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce n-are cum să pierde. Ce-ți lipsește în seara asta? Am auzit mărturia directă a unui om care s-a pocăit. În Statele Unite ale Americii spunea el, am crescut doi frați la părinți, eram copii mici amândoi. Și ne jucam puzzle, știți tot ce înseamnă puzzle. Jocul ăla care îl pui împreună, cartonașele alea și iese o imagine frumoasă. Și spunea el, în timp ce eu cu fratele meu ne jucam puzzle, vinea tara pe furiș, lua câte o piesă, fără ca noi să vedem, o băga în buzunar și pleca afară. Ore întregi stăteam, 500, 1000 de piese și la final ne dădeam seama că ceva lipsește. Am vrut să-i chemăm pe părinți să vadă imaginea frumoasă, dar mi era rușine dacă lipsea o piesă. Și tata când vedea că suntem gata, venea așa încet, lua piesă din buzunar și o punea la locul ei. Parcă știa unde vine locul ei. Și mi spunea următoarele cuvinte. Atunci când ceva lipsește, când ceva nu e întreg, peisajul nu e desăvârșit. Atunci când familia nu e întreagă lângă Dumnezeu, ceva lipsește. Atunci când viața ta e departe de Scriptură, ceva lipsește. Am crescut cu imaginea asta, spunea el, și într-un zi trebuie să fac o alegere. Fratele meu a ales să rămână în biserică, să cânte la cor, să meargă la program, să citească Biblia. Eu am ales curvia, drogurile și alte lucruri. Și ca să fiu sigur că tatăl meu nu mă vede, m-am îndepărtat și am plecat în asta din America. Cât la mai la distanță, ca fiul risipitor. Veneau scrisori de acasă și știam că îmi scriu ai mei. Și mi-am impus să nu le citesc. Voiam să-mi trăiesc viața. Știam ce scrie în scrisorile alea. Până într-o zi când mi-a venit o recomandată și o trebuie să semnesc pentru ea. Și dacă o trebuie să semnesc că am primit-o, mi-am dat seama că e ceva mai important. Am deschis și am recunoscut scrisul mamei. Și mama scria așa. Tatăl tău își trăiește ultimele ore, ultimele clipe în spitalul din orașul în care locuim. La etajul cu tare, la salonul cu tare, dacă vrei să-l mai prinzi în viață, îl găsești. Cu drag, mama. Am închis scrisoarea. Am fugit la aeroport, am luat primul avion, am ajuns în aeroport, am luat taxi, am fugit repede spre spital. Am alergat pe scări și am pus mâna pe ușă. Am ezitat să o deschid pentru câteva momente. Pentru că încercam să-mi imaginez cine stă dincolo, cum arată persoana respectivă. Am deschis până la urmă ușa și am văzut un tată uscat. Uscat de post, de rugăciune, de mine. Cu mască de oxigen pe față, cu perfuzii în mâini. Am mers spre el și m-am prăbușit și ziceam, tati, eu sunt piesa lipsă. Din toată familia asta frumoasă, din toți ăștia care merg pe cer, eu sunt cel care lipsesc. Și spunea el cu durere, tatăl meu m-a auzit, dar nu mi-a mai răspuns. După câteva ore, tata a murit. Și omul ăsta a zis, m-am dus la biserică, m-am întâlnit cu un păstor, m-am mărturisit. Am făcut botez după câteva săptămâni și trăiesc o viață frumoasă, o viață nouă. Sunt astfel de tineri aici în seara asta. Care au un tată sau o mamă care plânge pentru ei. Sunt astfel de părinți în seara asta aici. Sunt vecini care v-au chemat să ascultați Evanghelia.
Pentru aia vom cânta cu frații Strugăriu o cântare care spune câtă vreme a trecut, câtă vreme a rămas între noapte și zi, între drum și cu pas. Și dacă este cineva care nu a făcut legământul în apă, care a plecat din biserică, care s-a dus, care nu a fost poate niciodată pocăit sau dacă a fost și s-a lăsat și vrea în seara asta să înceapă o viață frumoasă, îl chem aici în față. Mă uit și la ceas, mă gândesc la 2 ore jumate cât mai am de condus. Dar mă gândesc și la faptul că Iisus Hristos te așteaptă. Mi-aș dori în seara asta rugăciunile multora să fie ascultate. Amin. Și să spuneți, o meritat evanghelizarea asta. Spunea cântarea și spune cântarea, ne mințim zi de zi. Cea mai mare minciună care o spune, știți care e? Am timp, frate păstor. Ai timp? Dar ce e timpul tău? Așa au spus și cei care au murit înaintea noastră, că au timp. Tu n-ai timp. Haideți să ridicăm în picioare.